Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a distribuit unităților liceale chestionarele pentru modificarea structurii examenului de maturitate. Începând cu anul școlar următor, schimbările bacalaureatului se vor face în funcție și de preferințele liceenilor, dar și ale părinților lor. Așadar, elevii de liceu din clasele a 9, 10 și a 11 trebuie să completeze un chestionar care conține câte 6 întrebări pentru cele două categorii, privind bacalaureatul în funcție de profil, specializare și filieră. Pentru stabilirea structurii examenului de bacalaureat, începând cu anul școlar următor, elevii claselor a 9, a 10 și a 11, precum și părinții acestora, vor completa în aceste zile un chestionar care va fi centralizat săptămâna viitoare la nivelul județului nostru. Chestionarul cuprinde întrebări referitoare la probele examenului de bacalaureat în funcție de profil, de filieră, de specializare. Datele vor fi centralizate de fiecare unitate de învățământ preuniversitar în parte și ulterior transmise Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.